La finalul săptămânii trecute, orașul de sub Măgură a fost gazda fazei finale la volei masculin din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Este o mare, mare bucurie pentru noi că s-a desfășurat o etapă finală a unui campionat național. Sigur, voleiul pentru Șimleu întotdeauna a fost o tradiție și faptul că la nivel de licee am avut o echipă care a participat la această fază națională, respectiv a câștigat zona noastră, este o mare bucurie. După mine înseamnă foarte mult. Am reușit în premieră pentru orașul Șimleu să organizăm un turneu final cu echipe valoroase, cu cele mai bune 8 echipe din țară. La competiția organizată de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în colaborare cu Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din Șimleu, au participat cele mai bune 8 licee din țară, împărțite în două grupe. Din grupa A a făcut parte Colegiul Național Simeon Bărnuțiu și Șimleul Silvaniei, Colegiul Teoretic Feroviar Mihai I București, Colegiul Național Nicolae Titulescu Craiova și Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni, iar din grupa B Colegiul Național Mihai Viteazu Ploiești, Liceul Teoretic Alessandru Papiu Ilarian Dej, Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanța și Liceul cu program sportiv Banatul Timișoara. Alături de un public minunat, băieții pregătiți de Berec Ștefan și Raul Sârbe au început cu stângul turneul, fiind învinși cu 3-0 de Colegiul Teoretic Feroviar Mihai I București în jocul care a deschis competiția. Au urmat două victorii, 3-2 cu Colegiul Național Nicolae Titulescu Craiova și 3-0 cu Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni, victorii care i-a propulsat pe șimleoani în semifinale. În disputa pentru calificarea în finală, elevii pregătiți de Berec Ștefan și Raul Sârbe au dat de o nucă foarte tare Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanța. Disputa dintre cele două licee pe alocuri a fost strânsă, dar experiența constanțenilor și-a spus cuvântul la final, 3-0 pentru liceul de pe malul Mării, care s-a calificat în finală, iar Ivan și compania au jucat tot o finală, însă pe cea mică, pe care au pierdut-o de asemenea cu 0-3 în fața dejenilor de la Liceul Teoretic Alessandru Papiu Ilarian. Noi suntem peste obiectivul fixat. Noi am zis că locul 4 este bine pentru echipa noastră. Competiția a fost câștigată de Liceul cu program sportiv Constanța, care a trecut cu 3-0 de Colegiul Teoretic Feroviar Mihai I București la capătul unei partide dominate în totalitate de marinari.